Amalia. Da. Iartă-ne pentru puseul de feromoni din platou. Nu ți se datorează. Ți se datorează și ție. Mulțumesc. Spune-ne cum stăm cu... La pastine, da. Ce? Din asta de complimente? Da. Păi nu, dar se uita așa ca aia dintre a 12-a la alea dintre a 11-a de la bal. Da. Deci un pic de, uite, eu termin. Mine, de ce nu dansează? Da, da, de ce nu dansează nimeni cu mine? Vom dansa, dragă, și cu tine. Dansa cu cineva cu tine la banchet, la bal, cu asta nu cred. Dansam, îți dai seama că dansam. Nu, da, băieții te e, normal. Da, se luau câte doi în spate ca să ajungi. Păi asta zic, eu aș fi fost unul complexat. Da. Să dansez cu tine. Nu, de ce? N-am dus niciodată lipsă, Dani. Haideți împreună să trecem peste acest moment tensionat. Scuză-mă, dar această informație mă ustură. Ca să zic așa, și eu în liceu am dus o lipsă de... Lasă că te băgau pe tine în seamă, ce să mai... Despre ce vorbiți, oameni? Despre liceu! Hai să începem. Întotdeauna o femeie frumoasă la bal, la banchet, are o problemă, pentru că băieții sunt prea timizi, da, și prea neîncrezători în forțele lor. Dar mai e așa, prietene, are 21 pic de ani, asta era pe vremea noastră, noi arătam ca niște pui de crevedia, lucru care s-a menținut. Și ne luau ai noștri sacouri mai mari, da, ca să părem și acum mai simili. Acum ai văzut pe ăștia de-a 12 cum arată, că au barba mai mare ca a ta. Dar nu că eu nu dansam niciodată cu cei din clasa mea sau de din aceeași an, cu cei mai mari, adică întotdeauna. Da, cu cei doi la facultate. Toată viața i-a plăcut cu mai mult. N-am avut noroc niciodată. Asta și că bună. Ca să fie acum treaba și să reechilibrăm situația, o să dansăm și noi numai cu mai mici. Dar nu m-a ai niște de... glume de să ți le iei, să ți le faci pachet în drumul tău spre Reykjavik, unde te-aș trimite chiar acum. Mie nu-mi place deci la ai niște glume gata stricate. De unde le iei, prietene? Am zis că mă apuc și eu de dans. Glumele astea la purtător pot să lucrez maxim într-un radio de provincie. Am fost. De acolo m-au dat afară.